Bună dimineața, patroană! Bună dimineața, Cristi! Te-ai gândit să vii camera mamei? Da, patroană! Ai venit acasă! Am venit acasă, în sfârșit! Mai târziu, îți fac mâncare la ceaun! La ceaun? Da! Oh. Dar n-am ceaun să-ți fac ceaun! De ce ne-ai zis, bă, că cumpăram unul de pe drum? A venit și Alin, prieten! Ce caut Alin aici? A venit, uite, să ia mașina! S-a luat după mine asta! Unde-i mașina? Dar ce Alin ăla? Că se mănâncă numai la restaurante. Da. Da. Uitați și m-am îngrășat. Hai că nu te-ai îngrășat, Alina. Da, la cură. Scoate perna de acolo. Prieteni, la cură, de slăbire. O să fac mâncare la ceaun să vadă Cristi cum se gătește la trăhaia. Cameramanii trebuie frănit. Da? Da, da, acum mănânci numai cu faci cot. Patroana, acum nu știu ce să... Ești la trăhaia, mănânci cu toie, nu mai. Mănânc pe ascuns, patroana. Păi da, cred că mănânc. Luxa mâncare și mănâncă noaptea. Ai? Cred că rucsacul are mâncare. Ce are acolo rucsacul ăla? Sunt bani, patroane, aici. Nu știm ce... Nu lăsa rucsacul ăla, are ceva? Nu las deloc, nu vezi că ești doar cu el. Cred că are ceva, de filmează pe furiș. Sunt bani acolo, patroane. Dolari. Da. Știi că mai dormea unul cu geanta la gât odată. Când ne furase. A, da? Un neam de-al nostru. Așa făcea? Era cu banii la el, a? Ciordise ceva. Ah. Și dormea cu geanta la gât. Și am zis cu patron, aveți că... S-a luat ceva. L-a lăsat patronul, l-a lăsat și dimineața l-a luat în primul, i-a luat geanta. Și ce avea în ea? Ne venim. Furase de la noi. Furase niște bani de la mine. Patron? Da, și eu zic, îl vedeam că stă cu geanta. Patronul, eu nu-i dau drumul la geanta. Dimineața am luat geanta, am căutat, am găsit banii în ea. Ia asta. Da. Eu, patronul, eu nu dau geanta. Ce făcea bărbatul meu? Bărbatul meu știa că caută în pozunare ăștia prietenii care mai dormeam. Ah. Și el punea haina lui cu bani sub capul lui. Ah, ca să își păzească bani. Păi da. Punea că l-a mai furat din pozunar. Nu lăsa la vedere. Dar nu lăsa haina acolo, o punea sub capul lui. E... Da. Deci te, patroane, deci uite, ai pe aici așa. Fie... Patroane, ați pregătit mașina? Unde e mașina? Uite mașina acolo. Mașina lui Leuțu. Trebuie să mai fac și vlogul ăla. Da, era frate, ea. Și patron, am văzut vlogul ma ta, că e mașina singură, că n-are cine să o conducă. Roata e de rezervă. Oh, trebuie roată. Păi n-are rezervă asta. Da, păi n-are rezervă, trebuie să cumpără. Păi nu e rezervă asta. E rezervă, dar nu... Da. Aia e ruptă, aia s-a rupt, nu? Și i-ați căutat în garaj, cauciuc. Asta e roată mi, dar pornește, Aline. Păi nu, cauciuc în garaj. Da. Păi... Unde e cauciuc? Da, trebuie schimbată și asta pusă ca rezervă. Să vezi tu care îl cunoști mai încolo și ca să ducem la mine la ăla să-l fac. Păi dacă prin garaj pe acolo a curățit măgarul tot. Auzi? Dar voi ați avut pană atunci cu Leo, nu? Cu Leo ați avut pană atunci când v-ați dus după el. Atunci s-a tăiat cauciucul. Dar tu știi că eu am mâncat, bă Aline, eu am mâncat beut cu grătar, cu Iacu și Iacu. Am auzit, mi-au spus prietenii. La bucătare. Da. Păi dacă un altul mi-a frigea carne lui tată tău de mult, ea nu prânge. Las că nu-i vina ei. Nu e vina Iacu și Ianu și ea, că știi ce prâng amândoi. Da. Prânge nimeni pomeni și îmi pare rău de ei. Și am făcut grătar cu ei acolo. Da, și-am mâncat, adusele și ei carne. A, ce să mai zic? Mai zic ceva? Nu mai zic nimica. Eu sunt la, aici la casa mea. Altă viață, patroană. Altă viață. Poate pe patroana se simte mai bine decât la București. Da, foarte bine, foarte bine. Uite cuierul meu acolo unde tăiam viței. A, aici? Da. Da, patroana, frumos aici la mata. Da. Uite, și ai și ciupercuțe pe aici. Da. Flori. Unde e Ion? A plecat? Așa pleacă, pleacă dimineața, vine seara, mor de beat, se pune și doarme și păbănește. Am crezut că l-ați vândut pe Ion la bucătarul. Hai? Am crezut că l-ați vândut la bucătarul pe Ion. Am vrut să-l dau acolo să ia bani. Și nu vrea. Nu vrea să muncească, nu-i place munca. Ce? Îi place să cerșească și să umbră dicolo, dicolo. E mai ușor să cerșești decât să muncești? Da. Îi place așa să milojească și la ala și la ala.
și nu vrea să muncească. I-am spus, bă, du-te la bucătarul, că nu mai găsești tu o casă ca la bucătarul. Păi da? Păi da? Las patronul că găsești, hai? Mă duc și eu acum să văd dacă... Dacă mă plătește pe mine, dacă... Du-te că te plătește, dacă poate să mă plătește. 2 milioane? Da. Las că negociez, să vedem dacă are bani, patroane. Păi da. Patroane, ce fac eu? Iau banul și nu mai mă duc. Așa. Faci tu ca Ion. Păi da. Păi n-a făcut bani. Bă, a făcut bani. Faci tu ca Ion, tot așa? Nu știu, eu sunt banii lui Leo, așa zic. Doamne. Bă. Măcar iau ceva, patroane, să avem aici, face și noi ceva. Da. Să-i cer pe o săptămână înainte. Păi tu n-ai adus-te un ban să ne dai și tu. Am, patronă, stai așa că am pe cont. Împrumut. Tot împrumut? Tot împrumut, să-mi dai și mie până iar de la voi tot. Da? Asta, patronă, că ne descurcăm noi cu ce avem. Banul contează, să fim noi sănătoși și liberi. Da, da. Cum e vorba aia, patronă? Libertatea, libertatea asta e mai mare ca tot. Păi asta zic și eu. Uite, asta mașinuța plină de praf, atât am brâns ieri. Oh. Cum stă el năcăjit în pal la spital, așa sta mașina în garaj, plină de praf. Asta, o să iasă și el să vină să-și conducă mașina. Bine că a venit și Alin, uite, m-am bucurat și eu. Nici n-a știut că am venit. Hai? Nici n-a știut că am venit. Da, n-a știut, am dormit turna țară. La 1, la 2, la cât a venit? Păi la 1, jumătate, așa. Da, am condus și eu, am condus și Alin. Ai frig, prieteni. Prieteni, ai frig. Uite și pe Leonardo. Dacă cu câinii, patroane. Ia, 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 ia. După el, hai. Na. Nu învăța așa, Leonardo. Și prieteni, ce să mai zicem? O dași Dumnezeu să fim și noi fericiți, că am fost destul amărâți și în lacrimi. Așa e, patroane. În cazul să fie și familia mea fericită. Toată lumea e fericită, am văzut la grătare de 1 mai, bea, mănâncă. Și lumea fericită, fără supărări. Și copilul meu în pal la spital, la pușcării. Înțelegi? Știu, patroane, că este supărată. Și numai noi am fost în cazul. I-a dat Dumnezeu să uită și pe noi cu păia ștălpile, că s-a uitat, el nu ne-a lăsat. Dumnezeu și cu Maica Sfântă nu ne-a lăsat să murim. Ne-a sculat de la năcazul greu. Dumnezeu cu păia ștălpile, Sfânta Mercurea astăzi. Mulțumim la Sfânta Mercurea, Sfânta Vinerea. Că ne ajută și nu ne lasă. Nu! Nu că rupiciorul. Ai grijă, Leonardo. Rupiciorul Leonardo, nu înțelege. Înțelegi? Copiii să joacă, prieteni. Copiii să joacă. Bine, piste, sănătate, prieteni. Vă arătăm mai târziu, prieteni. Mai târziu vă filmăm și vă arătăm și pe canalul meu. Unde ai filmat acum? Pe ăsta lui Leo? Pe al meu. Pe al urmat, da? Și filmă și pe al lui Leo. Și mai târziu pe al lui Leo, mai târziu pe al lui Alin, mai târziu pe al lui Ursu. Filmăm pe toate. Mai târziu pe al lui Cristi. Da, pe al lui Cristi. Atât. Sănătate. Ajuns aici la pușcărie, îl așteptăm pe Ursu. N-am ști o surpriză că iasă astăzi. Dumnezeu și Maica Sfântă și Sfânta Mercurea îl aduce pe Ursu. Și așteptăm să iasă. Uite copiii, dă-i pe copii. Și Cristi a venit și Alin și copiii ăștia toți așteaptă pe urs. Comandă. Ce comandă? Auzi, bucuros copiii, prieteni, bucuros. Mai revenim, prieteni, pe canalul lui Leo. Da, prieteni, haideți că revenim pe canalul lui Leo.